aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu care, pe care Dumnezeu l-a vorbit mie și casei mele, dar pentru că dumneavoastră sunteți familia mea, suntem cu toții frați și surori în Domnul Iisus, o să împărtășesc acest mesaj cu dumneavoastră. Cuvântul Domnului pentru seara asta, în Faptele Apostolilor, capitolul 9, vom citi la versetul 31, vom conclude până în versetul 43. Biblia spune în felul următor. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a coborât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zicea de 8 ani o loc în pat. Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă spate. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage. Nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu el. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors Petru și a zis, Tabita, scoală-te. Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și l-a pus înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la întâlnăcar numit Simon. Amin. Amin. Aici cuvântul Domnului, vă invit să dați mâna în stânga, în dreapta, să vă binecuvântați, să vă salutați, iar apoi să ne așezăm cu reverență în fața cuvântului Domnului. Și o poveste despre slujire, o poveste despre dăruire și o poveste care îmi doresc să o văd și în biserica noastră tot și tot mai des. Amin. Dragilor, dacă ați fost atenți la cuvântul pe care l-am citit mai înainte, o să vedeți o anomalie care Biblia o prezintă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o cetate era un om paralizat de 8 ani de zile care stătea în pat. Petru, apostolul Domnului, trece pe acolo, îl ridică în numele Domnului Iisus Hristos pe acest Enea, îl ridică din pat și toată cetatea se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Părerea mea cu o minune destul de mare, nu-i așa? Dar urmează o a doua minune într-o altă cetate în care Petru se duce și o înviază pe Tabita din morți. Ciudățenia mare este că în prima cetate se pocăiesc toți la o minune mică, iar la o minune foarte, foarte mare, Biblia spune că s-au pocăit doar mulți. Nu-i ciudat cum la o vindecare se pocăiește toată cetatea și la o înviere din morți, care e o minune mult mai mare, se pocăiesc doar mulți și nu toți? Și m-am gândit oare de ce relatează cuvântul lui Dumnezeu aspectul acesta și Dumnezeu a avut un cuvânt pentru mine personal. Și cred că Dumnezeu va avea un cuvânt pentru dumneavoastră personal, cu acesta. Dumnezeu mi-a vorbit în inima mea și mi-a spus în felul următor. Vali, tu va trebui să te pocăiești de minunile mici pe care le fac în viața ta. Pentru că dacă nu te vei pocăi la aceste minuni mici, cu niciun chip nu te vei pocăi și la minunile mari. Și am pus întrebarea Domnului și l-am întrebat, Doamne, dar ce înseamnă oare minunile acestea mici pe care le faci în viața mea? Și Dumnezeu mi-a răspuns și mi-a zis, când fiecare zi te dai din pat jos, sănătos, ai o minune mică pe care o fac în viața ta?
N-ar trebui oare tu să te pocăiești de aici? Când poți să ții soția pe Maria în brațe și să o îmbrățișezi și să știi că nu-i bolnavă de cancer și nu face citostatice, nu? Asta nu e o minune din partea lui Dumnezeu. Când deschizi dulapul și te uiți și vezi că sunt haine acolo, astea nu sunt minuni din partea lui Dumnezeu care ar trebui să te facă să te bucăiești? Când deschizi frigiderul și vezi acolo mâncare, când te uiți în rezervor și nu-i întotdeauna acolo, este benzină acolo. Alea sunt minunile mici care le face Dumnezeu pentru viața noastră și modalitatea prin care Domnul Dumnezeu ne spune te iubesc și astăzi. Aleluia. Și țin la tine. Frații mei, vreau să vă spun un lucru. Dacă nu vom reuși să-L vedem pe Dumnezeu în lucrurile acestea mici, cu siguranță nu vom putea să-L vedem nici în lucrurile acelea mari care le face. Eu cred că este nevoie de o relație puternică cu Domnul Dumnezeu ca să-L vedem în aceste lucruri mici, mărunte. Vă mărturisesc că ori de câte ori plătesc chiria, eu plătesc o sumă destul de mare, plătesc 1400 de lei pe lună chirie. Și ori de câte ori plătesc chiria, mă gândesc, o, ce mare minune a făcut Dumnezeu și lumea aceasta că mă rugăm să o plătesc. Ori de câte ori trebuie să plătesc câte ceva, când trebuie să bag benzină în rezervorul ăla, îi mulțumesc lui Dumnezeu și zic, o, ce minune mare a făcut Domnul că am avut bani să bag și săptămâna asta benzină. Și asta mă smerește înaintea lui Dumnezeu, asta mă îngenunchează înaintea lui Dumnezeu. Am ajuns să ne bucurăm, frații mei, numai când vedem cât o naștere din nou sau cât o predare în casa lui Dumnezeu. Dar oare de minunile acestea mici ne pocăim în fiecare zi și ne îngenunchează înaintea Domnului? Eu vă garantez că pe Petru nu trebuia să ne îngenuncheze în momentul acela în care Hristos i-a umplut barca cu pești. Pentru că trebuia să fie îngenunchiat mult mai devreme la purtarea de grijă care a avut-o Domnul față de el și față de familia lui. Cu alte cuvinte, ceea ce mi-a spus Dumnezeu și vreau să vă spun și dumneavoastră, este că dacă veți reuși să-L identificați pe Hristos în minunile acestea mici, zilnice, care le face cu dumneavoastră, veți fi oameni pocăiți. Cetatea aceasta s-a pocăit la o minune mică, pentru că în ceilalți la o minune foarte, foarte mare, o înviere, nu s-au pocăit toți. Biblia spune că s-au pocăit doar mulți. Vă doresc de toată inima mea să vă pocăiți nu atunci când vă vindecă Hristos de cancer, ci să vă pocăiți când Hristos vă trezește dimineața din pat sănătos. Să spune slavă ție, Doamne, că îndurările tale s-au înnoit și în această dimineață față de mine. Povestea din această seară, dragii mei, este o poveste despre Tabita. Și o poveste care ne învață multe lucruri. Primul lucru care vreau să vi-l spun este că povestea Tabitei ne învață că un copil al Domnului trebuie să aibă o reputație de slujitor. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Niob era o ucenică numită Tabita. Biblia nu spune că era o baptistă sau penticostală acolo. Biblia spune că era o ucenică. Adică o persoană care își conducea viața după învățăturile Domnului Iisus Hristos. Adesea mi-am dat seama că nu-i tot una a spune că ești baptist cu a fi ucenic. Sau a spune că ești penticostal cu a fi ucenic. Sunt mulți oameni care au o religie ortodoxă, catolică, doar ce natură puterea fi. Dar nu sunt ucenici în adevăr al Domnului Iisus Hristos. Vă doresc la fiecare în parte să nu vă identificați cu religie, ci să vă identificați cu ucenicia care Hristos o pune Domnul în mine. Să o purtăm, să o purtăm în familie. Biblia spune că această tânără trăia după învățăturile Domnului Iisus Hristos. Era ucenică. Și știți pentru ce era ea cunoscută? Biblia spune, pentru milostenii și fapte bune. Ea nu făcea milostenii și fapte bune ca să fie mântuită. Ea făcea milostenii și fapte bune pentru că fusese mântuită. Și persoana aceasta, Tabita, a înțeles că o persoană care s-a întâlnit cu Dumnezeu trebuie să o rodească și să se investească în cei din jurul ei. Biblia spune că făcea milostenii. Știți la ce m-am gândit și era să spun răspicat lucrul acesta. Știți cum îmi dau eu seama dacă o persoană s-a întâlnit cu adevărat cu Domnul Iisus Hristos? Pentru că din pasajul acesta îl aplic mereu. Mă uit la persoana respectivă să văd dacă și-a mutat privirea dinspre el, înspre ceilalți. Dacă nu se mai investește numai în el, ci începe să se investească în ceilalți. Biblia spune că Tabita se investea în oamenii din jurul ei. Făcea fapte bune și făcea milostenii. Am ajuns la concluzia aceasta că omul care nu se întâlnește cu Dumnezeu e omul care se crește centrul pământului. Buricul pământului. El e cel mai important. Toate lucrurile gravitează în jurul lui. Dar omul care se întâlnește cu Dumnezeu, dintr-o dată schimbă privirea și nu se mai uită la el, ci se uită la Dumnezeu și la cei pe care Dumnezeu i-a așezat lângă el. De asta spune cuvântul lui Dumnezeu că Tabita era ucenică, pentru că atunci când ea s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a întors.
S-a uitat, Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu a zis, dacă mă iubești pe mine, îi vei iubi pe cei pe care i-am așezat lângă tine. Și cum, Doamne, să iubesc? Investește-te în ei. A avut un renume de slujitor. Dragii mei, în această seară va trebui să citim câteva lucruri și pe între rânduri în Scriptură. Biblia nu spune că David avea dar de prorocie, că n-a avut. Biblia nu spune că avea dar de cântare, că nici de ăsta nu avea. Biblia nu spune că David avea dar de mijlocire, că se ruga 6 ore pe zi pentru biserică. Biblia nu spune că avea darul ăsta, dar știți ce dar spune Biblia că avea? Un dar la care nu ne-am gândit niciodată. Știa să coasă. Și cu asta făcea haine pentru cei de biserică. Știți ce făcea David? Se uita la cei de pe stradă și îl vedea pe unul că stătea așa înfrigurat și zicea, măi, până seara să fac un plovăr ca să nu mai dărdi de frig. Când vedea că o familie dintre aceasta, Biblia vorbește despre văduve aici, nu? Când vedea că pierea, murea tată dintr-o familie și familia aceea era tristă, amăgită, se gândea David în felul următor, Doamne, dar vine iarna și oamenii ăștia nu mai au acum un salariu pentru că tatăl a murit. Hai să le fac o pătură. Hai să le fac o plapumă. Hai să le fac ceva ca să nu înghețe iarna asta care vine. Ăsta a fost darul Tabite. Nu a fost un dar dintre acesta care să staie răsuflarea. Tabita n-a fost niciodată pe scenă. Tabita n-a fost niciodată în centrul atenției, ci Tabita a fost întotdeauna în spate. Coac. Coac. Oare câți dintre noi, dragii mei, căutăm aceste daruri care nu răzbat privirea omului, nu iau fața omului, ci sunt darurile acestea din spate, darurile acestea din omul. Eu m-am gândit acasă, când am studiat pasajul acesta, câți oare din Biserica Speranța au darul de a face curățenie? O să-mi spuneți, frate, dar asta nu-i dar trecut în Biblie, știu, dar mi se coșul e dar trecut în Biblie. Și ea se punea la dispoziția lui Dumnezeu cu darul acesta. Dragii mei, alergăm cu toții și o să vă prezint eu niște statistici în seara asta pentru Biserica Speranța, că v-am pus la majoritatea dumneavoastră întrebarea seară. O să vă spun unde este înghesuială în biserica noastră și acolo unde bate vântul legat de daruri și legat de slujiri. Domnul Dumnezeu să ne facă să luăm seama și să ne pocăim. M-am gândit de multe ori și am observat că majoritatea oamenilor din biserică consideră că singurele daruri care sunt de trebuință în casa lui Dumnezeu sunt darurile de cântare și de predicare. Aici întotdeauna e înghesuială peste tot. Povesteam, frate, că a trebuit să asiste la un program de 5 ore într-o biserică pentru că se supărau cei care erau la cântare și la îndemn, dacă nu fugeau toți în ziua respectivă. Adică trebuie să ținem program de 5 ori. Vă dați seama ce a fost acolo? Dar când a fost întrebat fratele, dar cum stați cu ajutorarea? Cum stați cu dărnicia, frate? Zice, acum nu se bagă nimeni. Acolo bate vânt. Trist o să fie să observați că și Biserica Domnului Speranța de lucrul acesta se întâmplă cam același lucru. Dar asta la vremea potrivită. Știți ce m-am gândit acasă? Care era darul Tabitei? Darul Tabitei era acesta de a coase. Dar între rânduri, eu am sesizat că mai avea un dar. Gândiți-vă la oamenii aceia care erau amărâți, erau sărmani. Și se ducea Tabita și le făcea cu un plovă. Știți ce dar mai avea Tabita? Avea darul de încurajare. Pentru că în momentul în care omul acela era năpăstuit, în momentul în care omul acela era supărat, amărât, trist, venea Tabita și zicea, uite, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-ți fac un plovă. Persoana aceea se simțea încurajată. Avea darul acesta în încurajări și mă rog ca Dumnezeu să-L dea fiecăruia din biserică, să fim o încurajare unul pentru celălalt. Doamne, ajută-ne la asta. Dar, Tabita, vedeți dumneavoastră, eu m-am gândit, măi, dacă Tabita era în biserica Speranța și bagă n-am făcut că făcea un lucru, știți ce făcea? Se ducea frumos, căuta o stradă principală acolo și zicea, uite, aici e un loc bun să fac un magazin. Punea frumos, deschidea un SRL, scria Tabita Fashion, haine de lux pentru oameni bogați. Dar Tabita n-a făcut lucrul acesta. Și spune Biblia că Tabita s-a investit cu darul acesta care l-a dat Dumnezeu în slujba lui Dumnezeu. Făcea milostenii și făcea fapte bune. Știți ce am înțeles de lucrul acesta?
că darurile pe care Dumnezeu le revarsă pentru viața noastră nu sunt ca să facem noi profit din ele, ci sunt ca să ne investim în cei care au nevoie de mila și îndurarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, nu ți-a dat darul acela ca să te înalți tu, ci ți-a dat darul acela ca să fie o mângâiere pentru cei de lângă tine. Amin. Știți ce găsesc și dat în cuvântul lui Dumnezeu? Zice Biblia în Geneza, la turnul Babel, că oamenii aceia au vrut să-și facă un nume pentru ei înșiși. Mi-am pus întrebarea și vreau să pun întrebarea fiecărui slujitor din Biserica Speranța. Tu când slujești, al cui nume vrei să-L înalți? Vrei să înalți numele lui Iisus sau vrei să înalți numele tău propriu? Pentru cine slujești? Pe cine vrei să arăți în slujirea ta? Dacă este pe Domnul, atunci Dumnezeu să te binecuvinteze, să continui așa. Iar dacă nu este, ce vrei să ieși tu în evidență? Vrei să te vezi tu că știi, că poți, să te pocăiești. Amin. Amin. Sunt atâtea daruri care ar trebui folosite în Biserica Speranța. Și știți care m-am gândit eu? Unul dintre ele, curățenii. Doamne, cine ar trebui să facă curățenii în casa ta? Și știți ce mi-a... Acum o să râdeți un pic. Știți ce mi-a zis Dumnezeu? Măi, Vali, tu le știi pe femeile alea care acasă nu suportă să vadă nicio scamă pe jos? Voi bărbații de obicei le blamați. Curățenia, nu știu ce. Dar asta-i darul meu, zice Dumnezeu, care l-am dat. Dar nu să facă numai la ele acasă, ci să vină să facă în casa mea, zice Dumnezeu. De ce? Păi când intră ea în casa lui Dumnezeu și vede un pahar pe jos acolo, ea nu poate să stai liniștit, că trebuie să ia imediat să-l strângă să ducă la cușul de Dumnezeu. Amin. Când vede că scaunele astea nu s-au aranjat de cum trebuie, așa, linie dreaptă, parcă nu poate să stea în scaun, trebuie să le aranjezi. De ce? Pentru că vrea cei mai buni pentru casa lui Dumnezeu și pentru poporul lui Dumnezeu. Ăsta e un dar care trebuie în Biserica Speranță. Mă întreb, oare câți la sfârșitul acestei predici o să zică, Doamne, dar ăsta dă-mi mie. Știți la ce concluzie am ajuns, dragilor, și vreau să puneți la inimă ce vă spun în acest moment. Dumnezeu l-a chemat pe Samuel și a zis, Samuele, da, Doamne, am o lucrare glorioasă pentru tine să-ți dau. Ce lucrare, Doamne? Ușier, zice Domnul. Ușier. Aleluia, zice Samuel. Stătea toată ziua și deschidea ușile în templul Domnului. Le deschidea, le închidea, le deschidea, le închidea. Și zice Dumnezeu la un moment dat, pentru că te-am găsit responsabil, te-am găsit pasionat, Samuel, într-un lucru mărunt, te voi pune într-un lucru mult mai mare. Pentru că ai fost ușier și ai făcut lucrarea aceasta din toată inima ta ca pentru mine, te voi pune cel mai mare om din Israel, te voi pune judecător, tu vei judeca tot Israel. Am ajuns la concluzia aceasta că Dumnezeu niciodată ne încredințează lucrurile mari din prima, ci Dumnezeu ne încredințează lucruri mărunte, iar dacă ne vom califica, vom trece examenele în aceste lucruri mărunte, Dumnezeu ne va ridica în lucrări cu un impact și mai mare. Să spuneți amin! Amin. Să spuneți amin! Amin. Am stat și m-am gândit chiar în viața mea, știți cum m-a scos Dumnezeu pe mine? M-a pus să țin studii biblice. Biserica aceasta, pentru cine vrea să cunoască, biserica aceasta a început cu 5 persoane care s-au adunat la studiul biblic, pe Cartea Galateni, să combată legalismul. Așa a pornit biserica aceasta. Și s-a ținut un an studiu, s-a ținut 2 ani studiile acelea, după aia a început o seară de tineret, sâmbăta. Mai înainte am ținut încă 2 ani de zile un studiu pe față în față cu Dumnezeu, așa se numea studiul acela. Și Dumnezeu a început să mă califice în perioada asta de 4 ani pentru ceea ce urma să se întâmple. Că era frumos afară, că pe vremea n-avea mașină. Veneam la studiu, mă duceam la adunare. Eram nelipsit de acolo. Fratele Avram a fost de la început în grupul acesta de studiu. Domnul să-l binecuvinteze că mai am rămas din primii 5 care au fost. Dar, dragii mei, am văzut cum Dumnezeu a început să mă califice acolo și a zis Dumnezeu în frământul. Eu nu zic asta să mă înalț, eu spun asta să vă dau o pildă. Când Apostolul Pavel îi vorbește cu Timotei, spune, dă-te pildă pe tine însuți în fața oamenilor. Și când Dumnezeu a văzut că am fost responsabil în lucrurile acestea momente, Dumnezeu a zis, lasă că o să-ți încredințez lucrări și mai mari pe viitor. Și vreau ca fiecare din această biserică, Dumnezeu să-i încredințeze lucrări și mai mari în viitor. Dacă Dumnezeu ți-a încredințat darul acesta de a cânta, fă-l acum responsabil și Dumnezeu te va pune să cânți, ho-ho, peste mulțimi de oameni. Dacă Dumnezeu ți-a încredințat darul acesta de a predica, fii conștiincios, Domnul, și la studiu biblic când sunt doar 6 persoane, și duminică dimineața când sunt doar 10, 15, 20, 30, fii conștiincios acolo. Și Dumnezeu nostru te va ridica și te va pune peste mulțimi de oameni.
Că e plăcerea Lui să califice oamenii să-i pună lucrări mai mari. Slavă Lui în veci. Sunt atâtea slujiri, dragii mei, care trebuie să făcute în casa lui Dumnezeu și atât de puține tabite care sunt dispuse să plătească prețul acesta pentru slujire. Mă gândeam, mi-am mutat aici câteva slujiri. Avem nevoie în casa lui Dumnezeu speranța de oameni care să slujească în rugăciunea de mijlociri. Cum poți să dai seama că ești chemat în direcția aceasta de mijlociri? Păi îți place să te rogi pentru alții. Am pus unei surori întrebarea, zic, care e darul care l-ai? Și mi-a zis, pe rugăciune, zic, bun, și pentru cine te rogi foarte mult? Păi pentru mine. Zic, nu l-ai. Când ai darul acesta de mijlocire, știi cum se transpune asta? Stai cu orele în rugăciune pentru biserică. Stai cu orele în rugăciune pentru alții. Mijlocești înaintea lui Dumnezeu, te doare de ei, vezi lacrimi, plângi înaintea Domnului. Ăștia sunt oamenii care au darul de mijlocire. Mi-a spus o grămadă prin biserica asta că aveți darul de mijlocire aseară pe WhatsApp. Nu-l aveți toți. Că nu toți plângeți pentru biserica aceasta. Știu asta. Dar vreau ca Dumnezeu să ne cerceteze și să ne schimbe. Dragilor, amin. Să știți că binecuvântările lui Dumnezeu și darurile lui Dumnezeu nu vin niciodată într-o formă dintre aceasta finită. Gata. Ci darurile lui Dumnezeu vin într-o formă brută, pe care noi trebuie să o transformăm într-un produs finit. Știi, azi vă spun cum vine asta. Zice Biblia că la un moment dat se roagă Pavel pentru Timotei și își pune mâinile pe Timotei și Timotei primește un dar. Ce dar a primit Timotei? Nu știu. Dar a primit un dar. Îi scrie Pavel după aceea lui Timotei și îi spune, Timotei, înflăcărează darul care este în tine. Asta este îndemnul lui Dumnezeu în continuare pentru fiecare membru al Bisericii Speranța. Înflăcărează darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. El este doar într-o formă dintre aceasta brută. Dar tu prin înflăcărare o să faci un dar dintre acesta minunat. Cum vine asta mai exact? De exemplu, Dumnezeu ți-a dat darul de învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Este dar acolo. Dar dumneavoastră știți că Duhul Sfânt nu poate să scoată pe gură ceea ce tu n-ai băgat mai înainte din Cuvântul Dumnezeu în cap, prin studiul personal al Scripturii acasă. Și atunci Dumnezeu îți înflăcărează darul în momentul în care tu stai cel puțin o oră, două, trei de vorbă cu Dumnezeu în Cuvântul Lui. Dumnezeu ți-a dat darul acesta de mijlocire. Simți o pasiune puternică pentru oameni și zvergi inima înaintea Lui. Astăzi încep cu 15 minute de rugăciune pentru biserică. Mâine încep cu 20 de minute de rugăciune pentru biserică. Poi mâine 30 de minute de rugăciune pentru biserică. Și darul acesta este înflăcărat. Și vei vedea rezultate, că ăsta e lucru minunat. Dumnezeu nu înflăcărează un dar ca să nu aducă niciun rezultat. Ci tocmai îl înflăcărează ca să aducă tot mai mulți oameni la casa lui Dumnezeu. Acum vă pun o întrebare. Credeți că la voia întâmplării în ultimul timp vin tot mai mulți oameni la adunare? Nu, eu cred că este cu siguranță rezultatul mijlocirii care se face dimineața. Și cred că sunt și alți oameni care fac mijlocire în casele lor, care poate nu pot să ajungă de luni până vineri aici dimineața la rugăciune, dar acasă stau și își varsă sufletul și cer mila și îndurarea lui Dumnezeu peste biserică. Doamne, fă-ne astfel de slujită. Și ajută-ne, Doamne. Putea, m-am tot gândit eu, putea Davida să-și facă un țel din viață, știți ce țel? Să se înalțe pe ea însăși. Putea să fie recunoscută de toți oamenii să zică, uite un designer mare! Să-și facă un nume pentru ea. Dar știți ce a făcut Davida? N-a făcut lucrurile astea. N-a interesat-o banii, n-a interesat-o numele, n-a interesat-o firma, ci a interesat-o ca oamenii când o văd să zică în felul următor, uite un ucenic adevărat al Domnului Iisus Hristos. Și vreau să vă pun întrebarea aceasta, dragii mei, care m-a urmărit acasă puternic pe mine. Când vă văd oamenii, când se uită chiar cei din biserică la dumneavoastră, poate să spună, uite un ucenic și să zică și darul specific pe nume? Pentru că despre ea Biblia asta spune, era o ucenică și făcea milostenie. Despre tine când se uită Dumnezeu și când se uită și frații, poate să spună, este o ucenică și face mijlocire. Slujește la cântare, face dărnicie, slujește la ajutorare. Poate să spună Dumnezeu și frații despre tine asta? Pentru că dacă doar se spune, e un ucenic că vine și la casa lui Dumnezeu, dar mulți nici n-au darul de a veni la casa lui Dumnezeu, pentru că ar trebui dar asta, ca să poată să vină la casa lui Dumnezeu și cred că darul care trebuie să dea la toată biserica e darul de a veni la timp la casa lui Dumnezeu. Amin. Amin. Dar ei n-au asta. Nu le-au.
Dar dumneavoastră trebuie să fiți niște ucenici adevărați și pe lângă ucenici să se spună și slujirea specifică care o faceți. Când se uită cineva, de exemplu, la exemplu fratele meu Avram, mă uit la Avram și știu, evanghelizare. Când e vara, când e vara afară, sâmbătă, el n-are alt program. E la evanghelizare. Fratele Mititelul la fel. Dar sunt anumiți oameni la care te uiți și nu știi ce să spui în dreptul lor. Ucenic și vine. Știți ce e el? Să mă iertați că vă spun. Iubit ascultător. Asta e. Iubit ascultător. S-a botezat, s-a așezat pe scaun și toată viața este iubit ascultător. El ascultă. Asta este slujba lui Natural. El ascultă. El ascultă. Dragii mei, știți de unde vine, că vorbeam aseară cu fratele Augustin, am avut noi o părtășie, știți de unde vine termenul de membru în Biserica Speranța? Că n-ați știut, poate mulți de noastră. Biblia în 1 Corinteni, capitolul 12, vorbește despre mădulare. Mădulare înseamnă membru. Membru astăzi. Și în biserica noastră, fratele Alex este mână, fratele Avram este mână, fratele Cornel este picior, dar dacă unul dintre ei nu folosesc darul la care l-a dat Dumnezeu, știți ce ne face pe noi asta? Să-mi scuzați expresie. Ne face o biserică handicapată, cu dizabilități. Cu alte cuvinte, ca biserica Domnului Speranța din locul acesta să funcționeze la capacitate maximă, trebuie ca fiecare persoană, fiecare membru din biserica aceasta să slujească pe Dumnezeu într-un mod specific. Amin. Eu mă rog, zice el. Dar ce te rogi? Pentru mine. Mă, ce slujești tu trupul lui Hristos Speranța în biserica așa? Mă, ce slujești? Dragii mei, chemarea lui Dumnezeu în primul rând și care ne vorbește aici povestea ta, Biblie, este următoare. Trebuie să ai un renume de slujitor. Când vorbeau despre Tabita în cetatea aceea, imediat oamenii știau, da, Tabita e cea care face milostenii, Tabita e cea care face plovere, Tabita e cea care face plăpuri în cămăși, Tabita are o slujire precisă. Vă rog, cei care sunteți nedumeriți cu privire la ce faceți noastră prin biserica asta și cei care doriți să nu mai fiți doar iubiți ascultători, veniți la sfârșitul grecii să stați de vorbă cu mine, să vedem ce vă putem da de făcut. Sunt atâtea slujiri și o să ajungem mai încolo în direcția aceasta, care nu sunt acoperite în biserica noastră. De exemplu, este nevoie de surori care să pregătească un ceai și niște fursecuri după ce se termină adunarea. Știți cum se întâmplă de obicei? Face cineva asta o săptămână sau două și după aceea se uită. Dumneavoastră v-ați gândit vreodată ce înseamnă termenul slujbă? Eu am o slujbă ca și contabil. Asta înseamnă că de luni până vine trebuie să mă duc la muncă. Eu nu pot să lipsesc de acolo. Eu trebuie să fiu mereu. Trebuie să fiu luni, trebuie să fiu marți, trebuie să fiu miercuri, trebuie să fiu joi, trebuie să fiu vineri. Aia e slujba mea. Dacă ai o slujbă în casa lui Dumnezeu dată de Hristos, înseamnă că trebuie să fii acolo mereu ca să faci slujba respectivă. Nu o faci dată pe lună, ci o faci ori de câte ori este nevoie. În cazul Bisericii Speranța este program joia, vinerea și duminica dimineața și seara. Dacă tu ai slujbă din partea lui Dumnezeu să fii aici, tu aici trebuie să fii. Dacă tu ai slujba de proroc, tu aici trebuie să fii la toate patru programele. Dacă ai slujba de cântăresc, tu aici trebuie să fii la toate patru programele. Că ai slujbă! Problema știți care este? Că mulți dintre dumneavoastră, și să mă iertați că vă spun, să vă pocăiți, aveți slujbă part-time în biserică. Slujiți part-time. Unii slujesc dimineața și seara nu mai slujesc. Ei sunt part-time. Și Hristos are nevoie numai de full-time. Și mă rog ca Domnul să ne facă de fiecare. Full-time în casa lui Dumnezeu, full-time la slujire, full-time avându-L pe Dumnezeu ca prioritate în toate lucrurile. Asta e voia lui Dumnezeu. Avem iarăși nevoie de oameni care să aibă darul de a îmbărbăta, de a încuraja. Eu vă spun, eu mi-am deschis inima mult în predica aceasta, că nu vorbesc ce-i pe schiță, vorbesc ce îmi spune Dumnezeu. De atâtea și de atâtea ori, am avut nevoie de un cuvânt de încurajare. Știți cine mi l-a dat? Nimeni. N-a venit nimeni să mă întrebe vreodată, frate, cum ești? Țin minte că a zis vreodată fratele ales când s-a urcat aici la învânt, că nimeni nu m-a întrebat vreodată cum e înainte să se suie să țin o predică. Nu m-a întrebat dacă e bine, nu m-a întrebat dacă are probleme, nu m-a întrebat nimeni niciodată. De ce? Ăștia te conduce, deși am trebuit să ai probleme niciodată. Ăștia sfinții sfinților. N-au probleme, nu se descurajează. N-au niciodată probleme, te rog.
N-ați voie să ne îmbărbătați niciodată. Știți care e problema? Că nici pe cei care, să zicem că pe mine m-a îmbărbătat Dumnezeu și m-a obișnuit să mă îmbărbăteze Dumnezeu, dar sunt oameni care au nevoie să fie ridicați de voi. Și nu le dați un telefon să-i întrebați ce mai faceți, cum ești? Ești bine? Ai vreo problemă? Vrei să mă rog pentru ceva pentru tine? Uite, mi-a pus Domnul pe inimă să ne vedem, să mâncăm o felie de pizza. Știți ce mi-a plăcut? A zis un frate într-o biserică și mi-a plăcut mult de tot ideea asta. A zis în primul rând, cine nu iese măcar o dată pe lună la pizza, frate cu frate, soră cu soră, să nu ia cina Domnului împreună. Să nu ia cina Domnului împreună. Că ăștia n-au părtășie. Asta e o minciună ca o părtășie. Dacă măcar o dată pe lună nu ies să mănânce ceva împreună, să stea de vorbă, să își descarce sufletul unul acelor. Dragii mei, ca să încurajați pe cei de lângă voi, trebuie să le cunoașteți viața și asta înseamnă că trebuie să investiți timp în ei. Să le scrieți un mesaj pe WhatsApp, cum mai ești? Dacă ai darul acesta al îmbărbătării, Dumnezeu te călăuzește. Și Dumnezeu nu te călăuzește cum îi călăuzește pe mulți, îl vezi pe unul trist și de dragul Dumnezeu te-a călăuzit. Dumnezeu îți descoperă într-un mod supranatural, fără să știi problema respectivă. Că persoana aceea are nevoie de cuvânt de ridicare de partea ta. Oh, Domnul să ne ajute să fim niște oameni care îmbărbătează. Dumneavoastră ați auzit de Barnaba, cei care ați venit vineri seara la biserică, am vorbit despre el un pic. Știți ce înseamnă Barnaba? Fiul mângâierii. Nu-l chema Barnaba. Numele lui era Iosif. Dar i-au dat această poreclă de Barnaba. Știți de ce? Pentru că acolo unde era nevoie de o vorbă bună, acolo Hop și Barnaba s-o duc. Acolo unde era o persoană tristă și plângea, acolo venea și el cu mângâiere din partea lui Dumnezeu. M-am rugat și am spus, Doamne, vreau să fiu un Barnaba, dar vreau ca și în jurul meu să fie și mai mulți Barnaba. Amin. Vreau ca biserica aceasta să fie o biserică a mângâierii. Știți cum se prezintă Dumnezeu? Ca Dumnezeul lui Barnaba. Dar știți cum? Dumnezeul oricărei mângâiere, zice Biblia. Dumnezeul oricărei mângâiere. O, îți vă rog să te facă Domnul o mângâiere pentru cel de lângă tine. Amin. Al doilea lucru care îl vorbește povestea Tabitei, și aici e foarte important, este că povestea Tabitei ne învață că atunci când plecăm, un ucenic adevărat ar trebui să fie regretat de către ceilalți. Dispariția unui frate, fie că merge la cele veșnice, fie că Dumnezeu îl trimite într-o altă lucrare, ar trebui să lasă în urma lui regrete din partea celorlalți. Când Tabita a mers la Domnul, toată cetatea a început să plângă după ea. Toată biserica s-a pus pe plâns. Era o persoană extraordinară, zicea lui. Atât de frumos a trăit. Nu era sărac pe care să-l vadă să nu le facă cât un plov. Nu era văduvă care să vadă amărâtă, să nu zică un cuvânt de încurajare, să-i dea un plapun. În urma acestei plecări a ei au rămas regrete și vă rog să mă credeți că m-am întrebat acasă dacă mâine aș dispărea. Fie că mă trimite Dumnezeu în Africa să evanghelizez africani, fie că mă ia Dumnezeu la cele veșnice acasă, oare biserica în care am stat 2 ani de zile o să mă regrete și o să zic că a plecat un sfânt între noi? Amin. Dragii mei, vreau să vă spun ceva trist. Din mijlocul nostru au plecat unele persoane. Și când au plecat unele dintre ele, știți ce a spus unul dintre voi? Ați răsuflat ușurați și a spus în felul următor, o să fie mai multă unitate, acum că au plecat persoanele astea. Și ți-au dat dreptate. Dar au plecat alte persoane și vreau să dau aici un exemplu personal. Vă aduceți aminte când a plecat sora Miriam? Când a venit la mine și mi-a spus că pleacă la Timișoara, mi-a căzut față. M-am înnegrit așa, pe loc. De cum Miriam pleci? Ai zis, da, trebuie să plec acolo. Da, atât de mult mi-a făcut de Miriam. Era, la toate programele era prezentă. Vorbeai cu ea ceva, uite, Miriam, aș vrea să faci asta. Imediat făcea. Era la evanghelizare. Slujea cu darurile care le-a dat Dumnezeu. Și credeți-mă că m-a durut când am văzut că Miriam pleacă la Timișoara. Și acum ori de câte ori mă văd cu ea, zic, hai Miriam înapoi în București. Amin. Dar de ce? Pentru că a fost o persoană, dragii mei, care s-a comportat frumos și sfânt, n-a deranjat pe nimeni și a făcut mai bine. Dacă tu ai dispărea în seara aceasta, ai plecat în altă țară, care merge la Domnul, oare frații de aici mai mare te-ar regreta? Oare lăsa în urma ta ceva de pe care oamenii să suspină, să zică, o, ce rău ne pare, ce mult aducea slujirea acestei persoane în biserica noastră? Am fost plecat în luna de miere, o săptămână de miere am avut.
Și după aceea am mai lipsit vreo două săptămâni, că a trebuit să merg la un munte, la Suceava, și m-am întors după trei săptămâni acasă. Și știți ce m-a bucurat? M-a bucurat că atunci când am stat de vorbă cu ceva în adunare, mi-a zis, zice, frate, așa mult de lipsit, așa mult s-a sesizat lipsa ta de aici, dar... Și nu ca să mă nanțe lucrul acesta, m-am simțit bine. Și m-am simțit bine, știți de ce? Zic, Doamne, cu adevărat să merită să mă investesc în oameni. Cu adevărat merită să mă pun la dispoziția altor oameni. Ascultați-mă, dragii mei, nu să simțiți ce adevărata fericire până nu una mână smulgeți un suflet din gheardă iadului și doi la mână, până nu vă investiți în ce pe care Dumnezeu i-a pus lângă voi. Nu să simțiți ce adevărata fericire. Și mă rog ca Dumnezeu să trezească în voi bunul acest. Amin. Al treilea lucru care ne vorbește povestea Tabitei, și aici vreau la fel biserica să asculte bine, povestea cu Tabite ne învață să ne facem prieteni care să creadă în minuni. Ce se spune cuvântul lui Dumnezeu? Că dintr-o dată Tabita s-a îmbolnăvit și a murit. Și după ce a murit, au luat-o, au scăldat-o, adică au spălat-o, și pasul următor care trebuia făcut era să o pune într-un mormânt. Dar n-au pus în mormânt. Știți unde au pus-o? În odaia de sus. De ce? Pentru că ei au zis că Petru trece pe acolo și a zis în felul următor, noi nu acceptăm pierderea Tabitei. Petre, te rugăm frumos să vii și să înviezi pe Tabita. Pentru că noi, acești prieteni ai Tabitei, nu credem doar în vindecările divine, și noi credem și în învierile divine ale Lui. Asta au spus acești prieteni ai ei. În mod normal, trebuiau imediat după ce a murit să ia să bage în mormânt. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos când a murit? A murit până la ora 3. Până la ora 6 era deja în mormânt, piatra pusă acolo. Dar pe ea n-au pus-o în mormânt. De ce? Pentru că acești prieteni încă credeau în minunile lui Dumnezeu. Încă credeau că egal nu se trage în dreptul Tabitei. Mi-a vorbit Dumnezeu un lucru în inima mea și mi-a spus în felul următor, Vali, caută să te înconjori cu prieteni care să creadă în minuni. Caută să te înconjori cu oameni care sunt mai credincioși ca tine, ca să poată și credința ta să crească. Vreau să vă pun o întrebare, ce ați prefera să fiți? Cel mai credincios dintre cei necredincioși? Sau cel mai necredincios dintre cei credincioși? Vă garantez că mulți au vrea să fiți doar prin. Dar mă rog, Domnule, ca să înțelegi că tu nu vei crește spiritual înconjurându-te cu oameni care nu cred în minunile lui Dumnezeu. Mi-a spus Dumnezeu să mă înconjur cu oameni care într-adevăr cred în minuni. Și vreau să mă înconjur cu oamenii aceștia. Doi la alții vreau să mă depart și să ajung și acolo. I-am spus cuiva la un moment dat, frate, eu cred că biserica asta o să văd plin. Asta crezi tu, zice el. Să văd eu asta. De atunci nu am mai dus niciodată să vorbesc despre lucrurile astea cu fratele acel. Pentru că un om care nu crede în minuni și nu vreau să mă înconjur cu oameni care nu cred în puterea lui Dumnezeu. Nu vreau să mă înconjur cu astfel de oameni. Dragilor, ce citesc eu în Scriptură zilele acestea? Iar mă leg de Barnaba, că îmi place atât de mult de Barnaba și m-am tot rugat să devin un Barnaba. Zice Biblia că Pavel s-a pocăit. Dar dumneavoastră știți că vreo 3 ani de zile după ce s-a pocăit Pavel, el n-a putut să dea ochii cu apostolii? Și știți de ce n-a putut să dea ochii cu apostolii? Că apostolii nu aveau încredere în el că s-a pocăit cu adevărat. Deci apostolii, cu toată călăuzirea lor și cu tot Duhul lor cel Sfânt, n-au crezut că Pavel s-a pocăit cu adevărat. Și când Pavel a vrut să-i cunoască, știți ce au zis apostolii și prezbiterii din Ierusalim? Nu, că dacă vii cu vicleșul și ne ești nebași la temniță, dacă nu ești schimbat și ești la fel. Și n-a putut Pavel, lucrarea lui Pavel a stagnat timp de 3 ani de zile, pentru că apostolii n-au avut încredere în el. Știți cum a rezolvat Dumnezeu problema? Se duce frumos Barnaba și se împrietenește cu Pavel. Și Barnaba sesizează acest potențial fantastic pe care Dumnezeu l-a așezat în Pavel. Se duce Barnaba la Ierusalim și le zice, mă, omul s-a ipocăit. Mă, ăsta, omul s-a schimbat. E prietenul meu, zice Barnaba, garanteze pentru el. După aceea l-au primit apostolii pe Pavel, a stat de vorbă cu ei, i-au încredințat cele 3 călătorii misionare și atâtea și atâtea persoane și atâtea și atâtea cetăți s-au pocăit și s-au întors la Domnul din cauza acestui misionar puternic care a fost Pavel. Dar știți cum a lucrat Dumnezeu? Printr-un prieten care credea în minuni, prin Barnaba. De-a lungul vieții o să vedeți că Dumnezeu pune lângă voi, dacă cereți, niște oameni care crede în minuni. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca dumneavoastră să crește spiritual. Când s-a dus Daniel în Babilon, s-a dus acolo, teologii spun că avea undeva la 15 ani. O cultură nouă, Dumnezei străini,
obiceiuri străine, diferite de, de aceea pe care era el obișnuit în Israel. Și eu cred că s-a rugat Daniel și a spus în felul următor, Doamne, aș avea nevoie de niște prieteni sfinți, aș avea nevoie de niște prieteni care cred în minuni, aș avea nevoie de niște prieteni care spun și plece genunchiul înaintea lui Nebucadnețar și a chipului. Și Dumnezeu i-a dat. Știți ce prieteni i-a dat Domnul? Este prieteni care au crezut în minuni. Nu și-au plecat genunchii în fața chipului de aur al Nebucadnețar și au fost aruncați, spuneți voi, unde? În cuptorul de foc. Și știți ce au urmat? Toți regii Babilonului s-au închinat înaintea Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abednego. Pentru că au fost niște prieteni care au crezut în minuni. Dacă și noastră veți face astfel de prieteni, vă garantez că veți avea o viață de biruință și veți vedea lucrări minunate. Dacă veți rămâne în continuare cu acei prieteni care toată ziua nu fac altceva decât să se plângă, veți avea foarte mult pierdut. Următorul lucru care vreau să vă spun, că dacă trebuie să ne facem prieteni sfinți și prieteni care cred în minuni, trebuie să ne și depărtăm de cineva. Povestea Tabitei ne mai învață un lucru. Că trebuie să ne îndepărtăm de oameni care toată ziua nu fac altceva decât să se plângă. Ajunge Petru acolo, în cetate, și aude numai plânset, aude numai bocet. Plângeau toți acolo în cetate. Și dintr-o dată, Petru zice să iasă toți afară. De ce? Pentru că Petru trebuia acolo să aibă credință și să facă o minune mare. Iar în jurul lui nu vedea decât lamentare, nu vedea decât plânset, nu vedea decât bocet. Și atunci a zis Petru felul următor. Eu nu vreau ca starea asta de lamentare să mă influențeze și pe mine. Și atunci puneți mâna și ieșiți toți afară, pentru că trebuie să pun genunchiul jos, trebuie să am credință și să văd pe fata asta ridicată de morții. Și asta știți ce ne spune, dragilor, fiecare dintre noi în parte? Că trebuie să ne îndepărtăm de oamenii care toată ziua nu fac altceva decât să se plângă. Aia nu-i bine, aia nu-i bine. Sunt prea multe patru programe la biserică, e prea mult să slujim pe Dumnezeu și dimineața și seara, e prea mult să dăm zeciuială la casa lui Dumnezeu, e prea mult pe lângă zeciuială să mai facem și dărnicie. Sunt prea multe lucruri astea, spun ei. Știți ce vă îndemn în partea lui Dumnezeu? Să vă îndepărtați de astfel de oameni. Pentru că dacă nu vă veți îndepărta de ei, la un moment dat veți ajunge și noastră să gândiți la fel ca ei. Să rămână în continuare frații dumneavoastră, dar părtășie multă să nu aveți cu ei. Să dați pacea Domnului, să vă interesează starea lor, dar la discuții lungi și la flecării, să nu mai stați de vorbă niciodată. Să vă îndepărtați de ei. Vă spun un exemplu personal. Am stat de vorbă cu un om de ăsta care toată ziua nu face altceva decât să se plângă. Ăla nu merge bine, ăla nu-i pocăit, ăla nu-i așa, ăla nu-i așa. La un moment dat, după discuția asta, am ajuns să mă întreb, bă, da, poate că asta e adevărata realitate și eu trăiesc într-un univers paralel. Poate că omul ăsta are dreptate și lucrurile nu sunt chiar așa cum le văd eu. Dar de ce? Pentru că l-am lăsat să mă influențeze cu plânsetul lui. Vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, îndepărtați-vă de oameni care toată ziua nu fac acea lucru să plâncă. Îndepărtați-vă și înconjurați-vă cu prieteni care se crede în mine. Asta ne învață povestea Tabitei. Asta ne învață. Următorul lucru care vreau să-l vorbesc este că povestea Tabitei ne învață că niciodată nu trebuie să dispară mila din adunare. Trebuie să spuneți amin. N-ați înțeles ce am să zic cu asta. O să vă pun o întrebare care o să fac lucrurile și mai complicate și mai grele. Dragii mei, aș vrea să-mi explice măcar o persoană în această biserică de ce Dumnezeu a ales să învie pe Tabita și a ales să lasă în mormânt pe Ștefan, primul martir al bisericii. Aș vrea să mă întreb de ce pe Tabita a înviat-o Domnul și pe Ștefan a lăsat în mormânt. Și vreau să vă dau eu răspunsul, pentru că nimeni nu are curaj să-mi spun. Vreau să vă spun de ce. Pentru că atunci când vine vorba de cântare și de predicare, întotdeauna e închisuială. Atunci când vine vorba de milostenie, acolo bate vântul. Dumnezeu nu mai are alte persoane care se ocupe cu milostenia acolo în cetate. De asta Dumnezeu a îngăduit ca Ștefan să rămână în pământ. Știți de ce? Pentru că s-a ridicat o grămadă cu Ștefan ca să predice Evanghelie. Acolo e închisuială întotdeauna. Dar când vine vorba de milostenie, când vine vorba de fapte bune, acolo bate vântul mereu. M-am pus unora dintre dumneavoastră niște întrebări aseară și m-am pus întrebarea următoare. Unii n-ați înțeles întrebarea. M-am întrebat în felul următor. Care este darul sau darurile pe care le folosiți activ în slujirea Bisericii Speranță?
Adică pe mine mă interesează să știu ce daruri credeți dumneavoastră că aveți. Pe mine mă interesează să știu ce daruri folosiți într-un mod consecvent în biserică. Eu am extras prin răspunsurile dumneavoastră extreme. Lucruri la care stăm foarte bine și lucruri la care stăm foarte prost. Ca să știm unde trebuie să ne pocăim. Amin? Amin. Asta trebuie să zic. Cu ce vreți să vă zic prima oară? Alea bune sau alea rele? Alea rele. Bun. Bun. Stăm foarte prost la... Din 40 de membri cât are biserica, sunt doar două persoane care slujesc cu dărnicie. Mai spun o dată. Sunt doar două persoane din 40 care slujesc cu dărnicie. Ce, mă, la ce mă refer când spun cu dărnicia? Persoane care au în cap faptul că atunci când e o nevoie financiară în biserică, ele știu că imediat trebuie să sară cu bani. Că datoria lor, că-i dat lui Dumnezeu peste ei. În biserica noastră, dacă un frate rămâne fără să poată să-și plătească chiria, se vine la sfârșit să mă întrebe care sunt alea două persoane, să-i zic că restul nu are nicio șansă. Da? Sunt doar două persoane în biserica noastră care slujesc cu dărnicia. Știți ce arată asta? Că sunt foarte zgârciți și lacuri și avat. Asta arată. O mai spun încă un lucru. Stăm foarte, foarte prost la ajutorare. Doar două persoane din biserica noastră sunt dispuse să te ajute în nevoie. Adică să vă dau o explicație. Dacă la ora 3 dimineața sunt că am nevoie de ajutor, doar două persoane din cei 40 care sunt acum aici vin să te și ajute. Nu știu ce nevoie vei avea la ora 2 sau 3 dimineața. Dragilor, mi-a plăcut, a venit, noi avem un nou membru în biserică, nu o să-i dau numele. Și am stat de vorbă cu persoana aceasta și am întrebat-o, zic, care e slujirea ta? Și mă așteptam să-mi zică, păi la cântare sau la îndemn, că e frate, da? Și nu mi-a zis asta, mi-a zis, zice, frate, eu nu am din partea lui Dumnezeu asta cu îndemnul și n-am asta din partea lui Dumnezeu cu cântatul, dar știi ce dar am din partea lui Dumnezeu? Dacă e nevoie de cineva în biserică să mute mobilă, să mă spune că imediat vin. Dacă e nevoie să dea undeva cu trafaletul sau să car, mi-a dat Dumnezeu spate cu termic și care numele lui Iisus. Ăsta e darul meu. Dacă auzi cu oricine din biserică care are nevoie, să le dai numele lui și mă duc să-i ajut. Am rămas așa, șocat. Că, n-am să zic, la un pas, nu trebuie să-i spuneți lucruri de astea, că face infarct. Că nu e obișnuit să le aud. Da? Dar două persoane din biserica noastră slujesc cu ajutorare. Și asta și cine spune? Că în continuare suntem axați pe sine. N-am învățat ce înseamnă lepădarea de sine. Unii dintre noastre vă mințiți chiar în acest moment că sunteți ca și Tabita. Nu sunteți. Pentru că Tabita se investea în ceilalți. În Biserica Speranța doar două persoane sunt conștiente și se investesc activ în ceilalți. Domnul să ne binecuvinteze pe aceste două persoane. Amin. Domnul să binecuvinteze pe cei cu dărnicia și rog ca Dumnezeu să le umple și portofelele și conturile. Amin. Ca Dumnezeu să se folosească de ei în continuare. Iarăși stăm foarte prost la darurile supranaturale ale Duhului Sfânt. Avem doar două persoane în biserică care lucrează activ cu darul de descoperire. Din 40. Ne rugăm Domnului ca să înflăcăreze darurile acestea și ne rugăm ca Dumnezeu să mai ridice. Biblia spune prin gura Apostolului Pavel, eu mă rog ca voi toți să prorociți, adică să vorbiți din partea lui Dumnezeu. Asta spune Scriptura. Și asta ne rugăm ca Dumnezeu să facă în mijlocul nostru. Amin. Stăm iarăși foarte prost în ceea ce privește slujirea la tehnică. Sunt doar trei persoane care sunt conștiente că este nevoie de slujire la mixer, la calculator, la microfoane, doar trei persoane. Și din astea trei vă spun că doar două slujesc activ. Doar două dintre ele. Știți ce îmi spunea fratele Alex când stăteam jos acolo pe scaun? Că slujirea asta de la tehnic e ca venele acestea de aici, încheieturile acestea de la mână, care nu se văd, nu sunt atrăgătoare cumva, dar astea fac să funcționeze tot trupul foarte, foarte bine. Ați văzut când nu e cine trebuie pe acolo, prin spate, cum se aude sunetul, gâjitul ăla de zile să ieși afară de biserică? Ați văzut cum e? Ați văzut că nu sunt reglate microfoanele cum trebuie, cât te deranjează? Avem nevoie de oameni și acolo.
N-avem nevoie numai de predicatul și de cântăreți. Avem iară un foarte prost la mentorare. Sunt doar două persoane din întreaga biserică care au înțeles că trebuie să mentoreze pe alte persoane, adică să le ucenicizeze, să devină crescute spiritual. Doar două persoane care mentorează și care se investesc în ceilalți. În ceea ce privește curățenia, nu avem pe nimeni. Nu-i nimeni care vrea să aibă slujba asta din partea lui Dumnezeu. E o slujbă de care trebuie să fugi, cumva. Nu? Eu mi-am pus întrebarea, de fapt, am pus o soție acasă, am întrebat, că ea mai vine, ați văzut. Acum nu vă supra, sorori, dar e rușine să vină o femeie gravidă să facă curățenie și cele care nu sunt să nu faceți. Dar vine ea pe aici și mai face, da? Că, și nu face copul, o face că e dragă. Și am întrebat eu la un moment dat și pe aia zic, Maria, cum faci curat aici în biserică? Și ea mi-a zis, zice, ca pentru Domnul. Și am pus o întrebare, zic, adică dacă ar fi Hristos într-un mod fizic, într-un palat, și tu ar trebui să faci curat un palatul ăla fizic în care Hristos se uită, ai face la fel curat cum face biserică? Ea zice că ar face un pic mai bine. Da? Dragii mei, așa trebuie făcută orice slujbă. Ca și cum Hristos stă la mine acolo și se uită. Și nu ca un boier dintre ăla care dă cu biciul. Ci se uită și analizează. Și inima noastră care îl iubește să-și dea simța să fie cât mai bine. Avem doar două persoane care au darul de ospitalie. Adică să primească frații lor în casele lor. Doar două persoane de 40. Știți ce mă rog? Mă rog ca la persoanele astea să le dea Dumnezeu puterul. Pentru că vă garantez, dacă ei se pun la dispoziția lui Dumnezeu cu cameră, cu sufrageria, cu ce ai acolo, Dumnezeu va avea grijă să înflăcăreze darul ăsta. Și ca să înflăcăreze darul acesta, nu mai ține de ei. Că la un moment dat, într-o sufragerie sau într-o cameră, nu mai vrei tu cum să bagi mai multe persoane. Și atunci ea zice Dumnezeu, lasă că îți dai un complex hotelier. Să ai unde să bagi toți frații. Domnul să-i binecuvânteze și pe aceștia. Acum vă spun și unde stăm foarte bine. Sunt foarte bine la cântare. Că v-am spus că aici e înghesuială. Sunt 15 persoane din adunare care slujesc la cântare. Dar și pentru dumneavoastră am un mesaj. Știți cât au slujit la cântare în seara aceasta? 4. Vreau să pun întrebarea. Restul de 11 unde au fost? Pentru că ideea noastră de slujire n-a fost să fie doar un grup de laudă și închinare, ci a fost de slujire diversificată. Să cânte fiecare câte o cântare. Unde sunteți? Vineri au slujit 6 persoane, restul de 9 unde au fost. De dimineață au slujit la fel, 6 persoane, echipa de laudă și închinare și familia de Dumitrașu. Restul de 9, unde ați fost, dragilor? Când vă arde inima pentru Dumnezeu și sunteți conștienți că aveți o slujbă, că să puneți la dispoziția lui Dumnezeu. Nu trebuie să vă spunem noi să pregătiți o cântare. Și noastră trebuie să veniți la casă cu o cântare pregătită, cu o cântare în inimii voastre. Domnul să vă ajute la lucrul ăsta. Dar iarăși foarte bine la cuvânt, că v-am zis că înghesuială. Avem 11 persoane în biserică care slujesc constant la cuvânt. Eu fac programul, dar eu sunt responsabil de împărțarea asta a fraților, și toată lumea știu cum să-i împart, că sunt mulți. Mă gândesc să nu supăr pe ăla, că nu l-am pus, că am pus mai puțin să îi pun. Dar de ce? Că sunt mulți aici și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dar mă întreb, oare cum privește Dumnezeu când vede că în slujirile acestea vizibile sunt atâtea persoane care se înghesuie și în celelalte, alea care costă, stăm așa cum stăm. Legat de dărnicie, știți ce mă rog eu pentru dumneavoastră și pentru mine, în primul rând? Nu doar dacă Dumnezeu v-a tăiat inima împrejur, să pună mâna Dumnezeu să vă tăie și pe totul împrejur. Amin. Pentru cine vrea să vadă dacă am avut dreptate cu ce am spus eu, să se ducă la fratele Mititelui să-mi întrebe cât să strânge la colect. Da? O să aveți un șoc. Mai bine nu întrebați că vreau să mai avem un adunare cu noi aici. Da? De ce? Pentru că sunt oameni care nu se pun încă la dispoziția lui Dumnezeu așa cum ar trebui. Dragii mei, noastră ați văzut acolo unde sunt probleme în adunare. Și ați văzut acolo unde stăm bine. Acolo unde stăm bine ne rugăm ca Dumnezeu să adauge în continuare ca să fie și mai mult har. Acolo unde stăm prost ne rugăm să adauge Dumnezeu o porție dublă, triplă. Ca să stăm cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Ultimul lucru care vreau să-l spun și o să cântăm o cântare este că povestea Tabitei ne învață că trebuie să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Eu vreau să vă pun întrebarea următoare. Nu vi se pare că am mai întâlnit undeva episodul acesta din Scriptură? Nu vi se pare că ne-am mai întâlnit undeva cu comportamentul acesta?
N-ați mai văzut noastră undeva în Scriptură, în Evanghelie, pe cineva care să meargă și să ridice o fetiță din morți? Care să dea pe toată lumea afară și să zică, Talita cumi, fetiță, scoală-te, iar apoi să o arate vie în fața celorlalți? De unde a știut oare Petru să se comporte în modul în care s-a comportat aici? Unde am mai văzut el comportamentul acesta? Știți unde? La Domnul Iisus Hristos. Pentru că a venit odată un fruntaș al sinagogii pe nume Iair și a zis, învățătorule, vină că fata mea e bolnavă. Și când Hristos se ducea spre casa lui, a venit cineva și a spus în felul următor, nu mai supăra pe învățătorul, că fata ta a murit. Și atunci Hristos îi spune un lucru minunat, că întotdeauna pe pământul ăsta vor fi două voci care vor suna. O voce care va spune, nu mai există nicio șansă pentru tine, fata e moartă. Și glasul lui Hristos de lângă care spune, Iair, nu te teme, crede numai. Asta e vocea Duhului Sfânt și asta, mă rog, să o auzi în ambele urechi de astăzi înainte. Se duce Hristos în casa lui Iair și vede acolo fățărnicii. Plângeau, dar nu plângeau că îi gureau de ceea ce vedeau acolo. Plângeau că Iair avea bani și s-o găteau cu pumboce, tot acesta vor căpăta ceva de la Iair. Îi dă Hristos pe toți afară, că Hristos nu are nevoie să înconjoare de fățărnici și de plângăcioși. Se duce cu Petru, îl ia cu Petru acolo în munte, se roagă și zice, Talita cumi, adică fetiță, scoală-te. Și fetița aceea se ridică, o înfățișează înaintea părinților ei ca fiind vie. Acolo a văzut Petru cum trebuie să se comporte, cum trebuie să acționeze. Și ăla a fost modelul care l-a aplicat aici. Asta mi-a mai luat o poveste a Tabitei, că fiecare dintre dumneavoastră trebuie să plăcați pe urmele Domnului Iisus Hristos. Fiecare dintre dumneavoastră trebuie să vă comportați ca Domnul Iisus Hristos. Trebuie să iubiți așa cum era Hristos. Trebuie să-i priviți pe oameni, nu pune întinele astea firești. Hristos nu se uita firesc la oameni. Hristos nu se uita la ei, vedea potențialul a ceea ce poate să devină oamenii aceia. După momentul acesta să știi că ești chemat să semeni cu Hristos. La noi la muncă avem un serus. Și mai trebuie să facem copii câteodată. Și ni se dă un original, deschidem capacul la Xerox, punem originalul acolo, apăsăm un buton, imediat este scanat originalul și pe partea aceea este o copie. Știți cum este copia aceea? Identică cu originalul. Cam așa trebuie să fim noi cu Domnul Iisus Hristos. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți chemați să fiți copii Xerox a Domnului Iisus Hristos. Cum a gândit El, să gândiți și voi. Știți ce este trist? De ce mai multe ori e opus? Cât de departe sunt cerurile de pământ, zice Domnul, așa de departe sunt gândurile mele de gândurile voastre. Dar mă rog ca astăzi, în seara aceasta, să se alinieze gândurile acestea. Să fie pe aceleași coordonat. Dragilor, asta e chemarea care ne face Dumnezeu. Să semănăm cu El, să ne purtăm ca El și să înflăcărăm darurile pe care Dumnezeu le-a lăsat în adunare și să ne investim în ceilalți. Știți care este frumusețea minunată? Că în momentul în care o să vă investiți în cei de lângă voi, o să vedeți că aveți niște daruri la care nu v-ați gândit niciodată că le aveți. Dar pentru asta trebuie să vă investiți. Pentru asta trebuie să vă deschideți inima. Să creați relații, să vă pese. Sunt unii dintre noi care nu-și dea mesaje în timpul săptămânii cu nimeni de aici. Știți de ce? Că nu le pasă. Dacă Duhul Dumnezeu te-a cercetat, dacă Duhul Dumnezeu ți-a deschis inima, roagă-te pe Domnul, roagă-L pe Domnul să-ți deschide ochii seara asta, să vezi care sunt darurile tale. Și să-ți dea Dumnezeu călăuzire, nu numai în seara asta. Are Dumnezeu toată viața la dispoziție să te călăuzească, dar începând de azi, să vezi unde ai mai putea să-L slujești pe Domnul. Nu te mulțumi cu puțin. Nu te mulțumi cu puțin. Tabita nu s-a mulțumit cu puțin și a căpătat atât de multe din partea Domnului. Nu-ți răsi viața. Nu-ți răsi viața. Vă pun ultima întrebare pentru seara asta. Haideți să ne ridicăm Domnul și completați din nou o cântare. Aș vrea Iisus să-ți spun să fiu ca tine. La ultima întrebare care vreau să vă spun următoare. S-a uitat Dumnezeu din cer și a zis, eu nu vreau să piară mâna de adunare și atunci pe tine, Tabita, te ridic de morți. Și acum mă întreb și te întreb. Așa vorbește Domnul. Pe tine aș avea motive să te învii. Pe Tabita am înviat, pentru că n-am vrut să piară mila din adunare. Dar pe tine, la modul cum te comporți, la modul cum te investești în alții, îmi dai motive, zice Domnul, să te înviu și pe tine. Mă rog ca în seara aceasta, întristarea provocată de mesajul meu să ducă la pocăință. Amin. Amin. N-ați fost așa vocal ca de obicei, dar eu știu că atunci când Dumnezeu mă întristează, mă întristează cu un scop, să mă pocăiesc. Biblia spune că atunci când fața se întristează, inima devine mai
Bună! Amin, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Haideți să cântăm această cântare. Hai, vrea Iisus să-ți cum să fiu ca tine. Privilegia mea în acest pământ.